Vă salut! Vorbim puțin astăzi despre tot așa plantele din flora spontană, plante considerate burieni, dar plantele care sunt stabilizatoare de azot. Azotul este foarte important în creșterea plantelor. Tocmai de asta și mulți agricultori folosesc kilograme și tone întregi. Vedem praful acela alb pe câmpuri și pe câmpii peste tot îl adaugă, fiindcă fără el nu cresc. Nu crește porumbul, nu crește grâul, nu cresc multe altele, nu cresc legumele. Și este foarte important și necesar, dar vă dați seama, într-un sol subnutrit, într-un sol disperat, atât de supra-solicitat de atâția ani de folosință și nereîmprospătat, vă dați seama că este nevoie să pună chimic, fiindcă solul nu mai are de unde să aducă acel azot. Dar există plante în lumea aceasta și plante considerate burieni, care aduc, sunt fixatoare de azot. Este foarte important să înțelegem că putem aduce și în mod natural pe solul nostru această substanță fără să fie nevoie să aducem prafuri chimice. Și sunt atât de multe plante pe care o să le enumăr imediat, sunt băzite aici de țânțari, sunt peste tot, cum ar fi păpădia. Și toate aceste plante au ceva în comun, au rădăcini foarte, foarte, foarte adânci și aduc din adâncurile pământului acest azot și tot felul de minerale necesare pentru creșterea plantelui și hrănirea solului în special. Și ele, dacă sunt lăsate să se putrezească, adică să cadă pe pământ frunzele lor și să se putrezească, acelea îmbogățesc solul foarte bine. Aceste plante sunt, și eu număr doar câteva, fiindcă sunt foarte multe, ar putea fi păpădia, urzica, tătăneasa, lupinul, cum am zis, brusturele, ferigile, care mai sunt, coada calului, codița șoricelului, acestea sunt doar câteva. Lăsați-le să putrezească frunzele lor pe sol sau pur și simplu tăiați-le. Este o metodă folosită în permacultură și nu numai, în grădinăritul fără săpare, în care tăiem aceste plante și le punem la baza rădăcinilor diverselor altor plante, cum ar fi la baza roșilor, la baza legumelor tradiționale, la baza copacilor fructiferi, noi le punem foarte mult, la baza fructelor de pădure, la coacăz, la smeuri, la căpșuni, la... Toate aceste plante, și o să-mi spuneți, păi, ce fac rup și pun, că noi am auzit de macerate și de-astea puteți folosi și macerat, nu este absolut nicio problemă, doar că la macerate să așteptați foarte mult, trebuie să depuneți un efort foarte mare de a-l strecura, de a-l lăsa la macerat, nu știu, vreo 10-20 de zile, o lună, două, de a-l suporta mirosul, fiindcă are un miros foarte intens, de a-l dilua după aia cu apă, când, dacă ai din belșug, poți să le tai și să le pui la baza plantelor fără probleme. Așa facem noi și mi se pare varianta cea mai ușoară, cea mai simplă, cea mai rapidă, fiindcă le avem din belșug. Alții care nu le au din belșug fac aceste macerate și este soluție. Este soluție și adaugă toate plantele astea de care am zis și multe altele și fac o soluție așa de concentrată care ulterior hrănesc plantele. Și da, din nou sunt fascinată de aceste plante care... Aduc azotul la suprafață și ele apar, fiindcă așa cum citeam și în diverse cărți, ele apar tocmai în zone care au fost supra-solicitate de culturi, de diverse culturi. O să vedeți lanuri întregi de păpădii în România și o să zic, ce-i cu asta? Ce se întâmplă? Solul acela a fost foarte abuzat în trecut și de aceea păpădia se chinuie ca să refacă solul și trebuie lăsate. Foarte mulți oameni cultivă tot felul de secară sau lucernă sau uite acum denumirea lor, tot felul de plante din acestea care îmbogățesc solul, dar și aceste plante de care am amintit îmbogățesc foarte mult solul și ajută la stabilizarea nutrienților de care au atât de mare nevoie legumele, mai ales dacă plantăm manual legume, dar și copacii fructiferi și cei care fac fructe de pădure.